Irina Tenase, iubita lui Liviu Dragnea, a făcut accident cu maina liderului PSD. Irina Tenase, iubita lui Liviu Dragnea, a făcut accident de maină. Unul foarte grav, după cum a spus chiar Liviu Dragnea. Din fericire, Irina Tenase nu a petrecut nimic. În fapt, este vorba de un accident mai vechi relatat la acea vreme de știri pe surse.ro. Vezi aici. Dragnea a vorbit despre maina cu care a fost la mare. Ea aparine fiului său inoare itpul făcut, a recunoscut eful Camerei Deputailor. Am văzut tot felul de detectivi, unii purici, vai de mama lor, mei iertați ce vorbesc ca sublinierea. Am văzut subliniere o domn subliniere oarcare umb liber prin Teleorman, care a făcut o mare analiză subliniere o mare investigație. Ma subliniere ina nu e a firmei unde este acționar fiul meu, este a lui personal. Ma subliniere ina mea a fost accidentat grav acum o perioadă, cu Irina, mulcumesc lui Dumnezeu ce a secepat subliniere i a fost avariat grav, este acum reparat, este încă în service. Este vorba despre ma subliniere ina pe care o am în declarația de avere, BMW NR, X5, pe care am o subliniere tenit-o de la fratele meu. În ceea ce prive subliniere tenit pul, am înțeles ce nu e, fiul meu se primească amend, să se învece minte. L-am rugat să mi împrumute ma subliniere ina, mi-am împrumutat-o, îi mulcumesc foarte mult, subliniere eu i-am împrumutat când de lâng nu avea ma subliniere in, m-am dus la mare subliniere i am venit. M-am chinut să dau SMS-ul la case pe letimi, taxa de pod de la fete subliniere tinere, l-am sunat pe domnul Ionic de la companie, de drumuri nere. Mi-a spus ce verific, nu subliniere tia, mea subliniere teptam să subliniere tie, dar sigur ce era subliniere el undeva, în vacant nere, ce se auzea unii subliniere te PSR-le în telefon. Omii a sunat ulterior subliniere i mi-a spus ce este o problemă la compania de telefonie, dar ce facem noi, cei care vrem să peletim? Mi-a dat răspunsul ce puteți peleti sublinierei mâine. Dar domnule, cei care au trecut ieri sublinierei au zis ce peletesc azi, ce fac? Prefer mesele semenii subliniere te oamenii să peletească amend neavând nicio vin sau vă reglați voi problema între voi, între STS sublinierei operatorul de telefonie. Nu e nici treaba mea, nici a celorlalți participanți la trafic să vadă unde este problema, a spus Dragnea.